Inspectoratul Școlar Județean Dâmboviți, alături de directorii câtorva școli târgoviștene, au decis să ofere o nouă șansă copiilor romi, șansa la educație. Proiectul a fost unul delicat, deoarece elevii romi urmau să fie integrați în clasele deja formate, pentru ca ei să nu se simtă diferențiați. La început, părinții au fost puțin reticenți când au auzit că alături de micuții lor vor veni să învețe copii romi, care nu au fost niciodată la grădiniță. Acest proiect vizează două componente. Pe de o parte, învățământul de masă, în care am integrat 12 copii de etnie romă, la clasa pregătitoare și la clasa 1. Și pe de altă parte vorbim despre o acțiune de amploare în care sunt integrați 47 de copii romi care nu au frecventat nicio formă de învățământ până la acest moment și care sunt cuprinși în acea alternativă educațională numită a doua șansă. În ceea ce privește părinții în ansamblu, la noi în școală atitudinea a fost una înțelegătoare și umană. Acum au fost deschiși. Acum sigur că nu trebuie să fim ipocriți. Da? Nemulțumiri sigur că sunt. Dar consider că lucrurile au fost gestionate în așa fel încât acești copii să nu fie segregați, să nu fie izolați, în ciuda dificultăților pe care sigur că le întâmpinăm uneori, dar pe care consider că le ținem sub control. Cei mici au fost încântați să meargă la școală și să învețe lucruri noi, deoarece elevii nu au frecventat învățământul preșcolar, cadrele didactice s-au concentrat pe diminuarea inegalităților existente. Îți place la școală, Sebi? Da. Te înțelegi bine cu colegii tăi? Da. Ne spui și tu cum te numești? Da. Cum te numești? Radian. Și cum e la școală? Bine. Te numești? Maruca. Ce ai învățat tu aici la școală? Am învățat bine. Ai învățat bine? Da. Înveți să scrii? Da. Prin această măsură se încearcă diminuarea procentului de abandon școlar, iar pe lângă educație, elevii primesc din ajutorul părinților, al cadrelor didactice și al altor persoane binevoitoare, haine, încălțăminte sau rechizite. Copiii care merg la școală au o șansă mai bună de a se integra în societate și își vor putea găsi un loc de muncă mult mai ușor. Că ar fi bine să se simtă cum la școală? Fericiți! Să se simtă foarte bine și să fie fericiți! Bravo!